era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viață și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biluit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ion. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să crede prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei și ei nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a drept să facă copii al lui Dumnezeu. Născuți, nu din sânge, nici din voia ferilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan mărturisit despre El și născut Domnul. El este aceea despre care ziceam eu. Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Fiu care este Sfântul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimit în Ierusalim pe niște preoți și levii să întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a adevărat. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și el l-a întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a spus: nu sunt. Ești prorocul? Și el a spus: nu. Atunci au zis: dar cine ești ca să dăm răspuns celor ce l-am promis? Ce zici tu despre tine însuți? El a zis: el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Deci zis starea Domnului cum a zis prorocul Isaia. Primiși erau de partea părăsării. Și ei i-a mai pus următoarea întrebare: atunci, de ce vă toți facă dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, El le-a zis: eu vă toți facă, dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoșteți. El este cea care vie după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt venit să-i dezleg cu rea încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betăvara, dincolo de Iordan, când de boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. El este cea despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. El să fie făcut cunoscut de Izrael. Ioan a făcut următoare mărturisire: a văzut Duhul pogărându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, de aceea ce m-a trimis să botez, apoi mi-a zis: acela peste care te vedea Duhul pogărându-se și oprindu-se peste el este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan se tăia cu doi din ucenici. Și Iisus privea pe Iisus în drept, a zis: iată Mielul lui Dumnezeu. Și doi ucenici l-au auzit răsând aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, i-a zis: rabi, ce căutați? Ei au răspuns: veniți de vedeți, le-a zis el. Și s-au dus și au văzut undeva cu ea și ziua aceea au rămas pe la el. Ziua aceea au rămas. Era cam pe la ceasul a zecelea. Unul din cei doi care au zis pe cuvintele lui Ioan și mersesele după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel tâi a găsit pe partele său Simon și a zis: noi am găsit pe Mesia, pentru că citeze pe Iisus. Și le-a dus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chiva, care te mâncit înseamnă Petru. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea. Și a găsit pe Filip și a zis: vină după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela în care a scris, despre care a scris Moise în
lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, îmi spune. Iisus a văzut pe Natanael, venind la el și a zis despre el. Iată cu adevărat un Israelit în care nu este Israel. Repus Iisus a zis,